Las. Putem să vedem conexiune cu ce mai face George? E pentru prietenă. Ciorbă. Hai, zi ceva. E că niciodată nu te-am văzut așa. Bine, nu. Ba, mai văzut. Mai rău. În emisiune. Ai, niciodată nu te-ai supărat tare. Hai să jucăm un joc. Hai. Eu spun numele la toți băieții care sunt în casă acolo. Și mă uit în ochii tăi așa apropiat și vreau să văd reacția la ochii tăi. Mamă, da. Ce știa. Hai, uite, și când, dacă este un băiat care îți place, ochii tăi ăștia din nuntru trebuie să fac așa, mai mari. Serios să-ți spun. Nu, de? E adevărat. Da, e adevărat. Eu sunt de părere cu Radu, de aceeași părere cu el. De atâta timp ei sunt din nou într-o cunoaștere și într-o mică apropiere și văd că lucrurile nu avansează. Și eu, dacă aș fi în locul lui, și eu m-aș simți... Adică nu aș mai avea nicio inițiativă și niciun chef să continui. Și el înțeleg un pic. Și asta am încercat, ieri am vorbit și cu el la masă și am încercat să-i spun și ei lucrul ăsta. Mie mi se pare că ea pur și simplu nu o să vrea să aibă ori. Adică ea... Păi nu vrea, despre ce vorbim? Nu că nu o să vrea, nu vrea. Nu vrea și nu înțeleg la ce se amăgește așa. Adică nu spune nimic clar. Și el, ba vrea, ba nu vrea, nu știu. Mă rog, asta e treaba lor, nu mă interesează. Robert. Nimic. Hai. Claudiu. Nimic. Hai, ok. Oh. Portocale. Treaba a venit, sper să nu se așeze aici. Deci. Una, măi, fetelor. Nu, face să râd, dar nu. Indiferent. Poți să te întorci înapoi. De ce? Așa. E supărat. Vezi că trebuie să dau tăi. Nu are niciun rost, nu vreau, nu vreau. E o provocare. Nu vreau, nu mă interesează. Nu o faci, de nu ce? Faci cu mine. Cam lasă-mă, te rog, hai, lasă-mă, gata. Nu, vorbesc serios, nu. De ce? Nu, acum e prima dată când te împing, nu. Nu dau drumul. Eu nu te îmbrățișez pe tine, doar tu pe mine. Ba, văd un pic îmbrățișarea. Nu, eu îl țin... Vezi că trebuie să-ți dau trei pupici. Nu, mie nu. Da, cui? Și mă lovești la picior. La un moment dat o să primești... Frate, trebuie să dau trei pupici. Nu, mie nu. Mie nu. De ce? De am ce? Zis așa. De mie ce nu. Supărată? Adică tu știi ce probleme am eu cu ea și ea a venit la mine. Eu știam, am ajutat-o. Contează. Eu n-o suport pe ea, tu știi foarte bine. Puteai să-mi plătești pe oricine din casa asta, nu pe Bianca. Ca să-mi râdă ea mie în nas. Nu se râd din nas. Că am mai văzut odată gestul ăsta din partea ei să-mi râdă mie în față și n-am suportat. Și mie mi-este foarte greu să mă abțin. Să nu... De asta te-ai supărat tu așa? Hai, te rog. Nu mai. Trebuie să dau trei pupici. Nu, mie nu, ți-am zis, mie nu-mi dai. Crede-mă că nu-mi dai. Nu, crede-mă că nu-mi dai. Crede-mă. Să te pup la tine. Nu. Dar crede-mă că nu. Dacă ți-am zis eu că nu, nu. Dar crezi că fac ce zici tu? Dar crezi că tu faci ce vrei tu cu mine? Nu. 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 Doi. Nu. Dar urcă-te pe mine. Nu. Vorbesc serios că nu. Vă las. Nu meriți să mă țin de mână. A, nu? Rămâne aici. Eu nu merit să te țin de mână. Vezi când dai jos. Mai! Mai, mi-a căzut. Știi că mă enervez mai tare, nu? Să mă dau un pic. Știi că mă enervez mai tare, nu? Nu, dă-mi cu sonul. Nu am voie să mă pute aici fără. E o provocare? Da. Din partea cui? Din partea lui Robert. Ce faci, George? Bine, am făcut ceva rău și am fost pedepsit de Robert și... Ce ai făcut? Unde te duci? Lasă-mă! Unde te duci? Da, hai, iară faceți jocuri acolo. Și s-a supărat Larisa pentru că... Hai, că trebuie să-mi scot asta și nu știu unde. Vrei să scot eu? Ei, nu vreau să-mi scot. Vrei un măr? Dar ce jocuri? Nu mai vreau niciun măr. Dar ce ai cu mine? George, ce ai jocuri? Lasă-mă, Mihaela, în pace. Hai, ceartă-te cu mine dacă vrei. Dar tu nu știi să te ceri. Ei, nu știu, știu dacă vreau. Tu ai provocat să te ceri cu toată lumea sau cum? Cu tine. Nu, să-i dea trei pupici Larisei. Da, să te ajut, Larisa. Lasă-mă, dă-mi... Tu ție, lași eu... Mi-l rupi. Nu contează. Mi-l rupi. De ce ești încăpățânată? Așa sunt eu. Erau trei, George. Eu sunt ca mutulică din Alba ca Zăpada. Hai, gata, lasă-mă, nu. Nu. Ești supărată? Da, sunt, normal. Și o să fiu în continuare. Până când?
Așa, până când ai să vezi tu, până când. Nu. Ce nu? Nu vreau să mă uit la tine și nici să te las să te apropii de mine. Nu! Mă apropii atât. Nu. Nu, lasă-mă. O să-ți trimit acum și înapoi. Da, să aștept să-mi trimită. Acasă. Până nu-mi trimite, nu plec. O să pleci. Te cicălesc așa, uite. La un moment dat ai să nu te las în pace. O să te lovesc, crede-mă, eu mă abțin să nu te lovesc. Să te lovesc. Ai auzit? Tu vrei să mă faci să-mi calc regulament? Vrei să-ți dai insignia jos, să-ți dau pedeapsă? Am, crede-mă că am. Vrei să-ți dau pedeapsă? Faceți un... Vrei? Pot și eu să fac așa. Tu faci așa, dar de fapt îl tras pe tine. Ce? Da, nu. De fapt voia să mă atingă. Nu. Vrei să-ți fac așa în frunte sau... Hai. Nu, 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 te nu. Ești să rămâi alături de tine. Să râdă ea de mine? Nu râde nimeni acum, de tine, am ajutat-o. Nu, cu ce ai ajutat-o? Sunt hairstyliști aici. Oamenii sunt calificați. Și eu nu sunt, am și diplomă. Sunt... Tu ești concurent. Păi știu să ești fac concurent, asta. Tu ești angajat la... Și eu știu să fac masaj. Am făcut la... Vai, nu faci așa, mie, de ce nu. Faci? Vrei să mă duc să fac la băieți? Nu, eu am făcut. Vrei să fii hairstylistul nostru? Eu am făcut școală. Fă-i un masaj. Da, chiar sunt supărat și vreau să-mi faci un masaj. Fă-i masaj lui... Nu, un tăpul cu el. Lui Laurențiu. Nu. Ba, da. Nu, că e colegul tău de cameră. Hai că trebuie să stai și-mi ia. Cosmin sau Claudiu. O să dai pisticana asta. Nu contează. Nu. Dar, George, tu nu trebuia să pleci? Mai lasă-mă! Vrei să muși de ureche? Pa! Gata. Pa! Pa! Trebuie să pleci! Ia uzi, trebuie pa, să pleci. Pa. Ai plecat fără pupic! Pa! Pa! A, vezi, se poate. V-ați împăcat până la urmă? Nu. Nu, pa, ți-am zis pa, atât. Și pa înseamnă? Fără pupic, adică. Paca. Paca. Paca, paca. Vă mulțumesc că l-ați luat acasă. Deci eu acum am primit o provocare să vină în casă, fetele, da? Și trebuia să vezi pe Larisa când a văzut deci, că... Deci, siguranță, a avut conexiune că tu te-ai supărat. Nu, a avut provoc... A, nu. Nu, i-a dat Robert provocare să vină să-mi dea trei pupici. Pentru că el a făcut ceva rău și a primit provocare. Dar oare ce a făcut rău? Vreau să știu și eu. Ce s-a întâmplat? Catinca! Dă-i asta, Larise. Dă-i, dai tu. Bine. Fă-l cu ele, jocul. Păi dați-mi întrebările astea, ia dați. Hai, ia-le, ia-le. Dar cine le-a rupt, că a rupt cineva întrebările? Hai, lasă, dă-i-le pe restul, dă-i-le pe restul. Zi să-l facă și la fete. Dă-le pe toate. Așa. Și le pregătești tu ceva bun și le zici. Bun. Continua jocul la voi? Vezi ce întrebări pui să fie bune. Să aflăm și noi chestii noi. De fapt, stai că le ai pe alea. Păi o altă întrebare bună era după ce termin casa iubirii și vei ieși din ea. Cu cine crezi că vei ține legătura? Că eu am pus-o pe aia, șmechere. După ce ești din casa iubirii, crezi că vei avea ceva în afara casei iubirii cu cineva de aici? Bă, da, bună întrebare. Păi da, dar n-ați auzit-o, că hoața a citit-o rapid bună și a aruncat-o. Și a zis nu, cu cei de aici de la masă nu. Uite, ziceți că Cristina e mică și cu minte, dar când vă atacă... Nu mai stai pe lângă Bianca că îți face rău. Nu, stau pe lângă cine cred eu și nu mă interesează. Am și eu capul meu și gândesc și vorbesc ce vreau. Da. Nu ești neapărat în avantaj în situația asta. Nu e vorba de niciun avantaj. Stau lângă toată lumea. Fiecare alege. Bianca, fiecare... te-ai dus cu altă coafură. Ce? Te-ai întors cu altă coafură. Păi a spus că nu plătea cu, așa, mi-a făcut era. George poftimniță. Nu, să zici, care dintre... Mamă, dar pune întrebări ăsta, să fac trei fete, trei fete care au... Auzi? Trei fete care au fundul cel mai bombat sau picioarele cele mai frumoase sau... Bă, Mihaela are picioare frumoase, are corp de vispe, are picioare înalte, are
Ești de acord, da? Ești de acord? Normal. Păi dacă el nu știe cine ești. Am făcut un joc la băieți în care sunt, aici sunt întrebări incomode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai trebuie să scriem una. Sau dacă nu, o băgăm la loc pe una și mai extragem. Mama spunea, știi că dacă... Ușei roșu. Măi băieți, în viața asta, dacă vezi că n-ai cu cine să vorbești, te retragi. Așa cum ai făcut tu cu Bianca. Cu tine. Ați scris cu Marc. Bună ziua! Bună ziua! Ați scăpat! Bună ziua! Sunteți la dietă? Mâncați doar mere? Nu! Da? Suntem la dietă, da? Eu asta fac, tai doar mere. Un măr pe zi ține doctorul la distanță. Ești bine astăzi, ești mai bine. Eu încerc în fiecare zi să vin cu energie bună. Serios? Și ce se schimbă? Eu plângem, râdem, situația e aceeași.